Potrivit ultimelor sondaje în domeniu, la ora actuală, alergiile sunt considerate afecțiunea secolului. Se estimează că la nivel mondial, 30% dintre adulți și 40% dintre copii suferă de alergii, dar specialiștii cred că proporțiile epidemice vor crește. Pe lângă alergiile binecunoscute, există și unele cel puțin ciudate. Nimeni nu ar putea crede la prima vedere că o persoană poate fi alergică la apă, inclusiv la cea din propriul organism. Și totuși există oameni care suferă oferă de acest tip de alergie cunoscută sub denumirea de urticarie acuagenă. Boala se caracterizează prin mâncărim și erupții cutanate la doar câteva minute de la contactul cu apa, care durează în jur de o jumătate de oră. Până în acest moment, în literatura medicală s-au confirmat peste 30 de cazuri de alergie la apă, însă nici până în acest moment mecanismele bolii nu au fost cunoscute. Pentru nicio femeie perioada ciclului menstrual nu este o bucurie, dar există doamne și domnișoare care în aceste zile suferă îngrozitor, și asta deoarece capătă o boală de piele numită dermatită autoimună la progesteron, care se manifestă prin hipersensibilitate la progesteron. Terapia pentru combaterea acestei maladii este de cele mai multe ori pe bază de hormoni. O parte dintre oameni sunt alergici la fructele de sezon, alții la produsele lactate, însă există și anumite categorii care nu pot consuma carne. Îngrijorător este faptul că această alergie netratată la timp poate deveni uneori fatală. Potrivit specialiștilor, la baza acestor reacții adverse ar fi alfa-galactoza, un compus al cărnii ce acționează asupra proteinelor cu rol de anticorpi Ig. E. Uneori șocul apare la doar câteva minute de la ingerarea cărnii, dar alte ori se poate produce cu întârziere, când nimeni nu se așteaptă. De regulă, în cazul alergiei apărute la consumul cărnii de porc, se administrează remedii homeopate, cum ar fi pulsatila sau antimonium crudum, care are rolul de a scădea nivelul de urați. Atenție! Remediile se iau doar sub stricta supraveghere a specialistului.